Listen to this. Cred că mi se potrivește. Îți zice că un absolvent de conservator, am înțeles că aveți aici absolvenți de muzică, da. Violonist, s-a gândit el că să schimbe lumea prin muzică. Și în fiecare zi se ducea în orașul lui, în anumit loc, și începea să cânte ce știa cel mai frumos. Și trecea lumea, unii rămâneau uimiți, unii treceau împăsători. Și au trecut zile în șir, au trecut 3 ani de zile. Și peste 3 ani de zile cineva îl întreabă, totuși vezi că lumea nu mai rămâne să te asculte. De ce mai vii în fiecare zi și care-i scopul tău? Scopul meu era acela de a schimba lumea prin muzică. Dar acum, după atâția ani, încerc să cânt, să nu mă schimbe lumea. Gândul acesta să-l avem în minte, că deși nu o să putem schimba noi lumea, însă este foarte important să nu ne schimbe lumea pe noi. Însă putem schimba și lumea. Așa cum zicea mai căstarețe că avem 2 surori în opta noastră, este un semn bun. Înseamnă că încă lumea se mai molipsește de la viața noastră a călugărilor, așa cum este ea, cu multe neputințe și încercări, cu lucruri văzute și nevăzute. Dar să ne rămână gândul acesta că, deși nu putem schimba noi lumea întreagă, Dumnezeu poate, nu? Dumnezeu poate să facă și imposibil posibil. Și-a pe rugăciune poate, important să nu ne schimbăm noi, să nu lăsăm schimbați de lumea în care trăim, care este din ce în ce mai arșivă, din ce în ce mai ticăloasă, din ce în ce mai păcătoasă. Dar vă mulțumesc tare mult că m-ați îngăduit și anul ăsta să vin, să stau câteva zile cu răgaz și pe mine și pe cei care mă găsesc. Și cum v-am zis la fiecare când am trecut prin chilie, să vă mântuiți în Domnul și să vă rugați și pentru mine pe Hristos. Mulțumesc!